E nasol să nu ai cu cine să vorbești, cu cine să ieși pe afară, să socializezi, să glumești, să te joci. Oamenii sunt ființe sociale și simt nevoia să interacționeze cu semenii lor, iar atunci când sunt separați de aceste nevoi esențiale, pot intra în depresie sau chiar pot nebuni. De aceea avem nevoie de prieteni și sunt foarte importanți pentru sănătatea noastră morală, așa că astăzi o să vorbim despre cum să îți faci prieteni și cum să menții o relație apropiată cu cei deja existenți. Să-i dăm drumul! O prietenie puternică necesită doar două lucruri. Timp petrecut împreună și control asupra orgoliului. Ce înseamnă asta? Adesea cele mai bune prietenii sunt cu persoanele pe care le cunoști din copilărie, pentru că ați trecut prin atâtea împreună și deja v-ați câștigat încrederea. Când eram mici, singurul interes pe care îl aveam era să ne jucăm. Și pentru ca joaca să fie mai distractivă, aveam nevoie de un partener sau mai mulți. De aceea era foarte ușor să-ți faci prieten când erai mic. Tot ce trebuia să faci este să te duci la cineva să spui: ei, vrei să fii cel mai bun prieten al meu? Acum nu mai este atât de ușor, pentru că trebuie să depui efort să găsești pe cineva cu care să ai lucruri în comun. Un lucru foarte important este să nu te dai drept altcineva decât ceea ce ești tu cu adevărat. În primul rând, pentru că e foarte greu să porți o mască atât de mult timp, și în al doilea rând vei fi demascat la un moment dat de așa zisii tăi prieteni. Încearcă să găsești pe cineva cu care să petrești timp de calitate și cu care să te potrivești la caracter. Chiar dacă nu este un lucru ușor, odată ce ai găsit acea persoană, încearcă să petreci cât mai mult timp cu ea, iar așa vei obține o prietenie apropiată. Așadar, am stabilit că pentru a avea o prietenie de durată e nevoie de timp petrecut împreună și să găsești pe cineva cu care să ai multe în comun. Ce înseamnă controlul asupra orgoliului? Atunci când ne lovim de perspective diferite, în speță perspectiva mea și perspectiva ta ca prieten al meu, tindem să credem că noi mereu avem dreptate. În loc să ducem această luptă pentru a vedea cine este cel mai corect, cine are dreptate, mai bine încercăm măcar să ne înțelegem unul pe altul. Pentru că de aici încep cele mai multe certuri. Certuri din orgoliu, care duc la neîncredere. Dacă am încercat să ne punem în pielea celuilalt, să vedem, băi, de ce gândești așa? Poate am ajunge să ne înțelegem unul pe altul și să avem o relație mai bună și mai apropiată. Și trebuie să mai înțelegem că într-o relație de prietenie mai și greșim. Mereu încearcă să ierți prima dată, pentru că probabil chiar dacă tu nu-ți dai seama, și tu îi greșești prietenului tău. Iar dacă o ceartă apare, fii tu primul care încearcă să rezolve situația prin comunicare. Iar dacă nu se dorește asta, nu mai încerca, pentru că nu poți să ții pe cineva lângă tine cu forța. Și ca să vezi cine îți e prieten cu adevărat, uită-te la ceea ce fac, nu la ceea ce spun, pentru că eu, spre exemplu, cu prietenii mei ne vorbim destul de urât. Glumim, râdem unii de alții, dar nu trebuie să bagi în seamă aceste lucruri și să le pui la suflet. Trebuie să te uiți ceea ce fac pentru tine. Și încă ceva, să nu fii invidios pe ei. Asta se leagă cu faptul că dacă ții la ei, ar trebui să te bucuri pentru reușitele lor, așa cum te bucuri pentru reușitele tale. Dacă ții la ei, nu fii invidios. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să îmi dați un follow la Iacubescu Edi pe Instagram, unde puteți să-mi adresați, bineînțeles, orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dacă vă place ceea ce fac și vreți să susțineți canalul, aveți în descriere linkul cu pagina mea de Instagram, se numește Stickered, de unde puteți cumpăra stickere personalizate făcute de mine. Livrarea e gratuită în Craiova și doar 10 lei în alte orașe. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, punem o reușită în orateu! Pa, pa!